Bună, Maia! Bună ziua! Cum suntem azi? Foarte bine! Așa, ca să clarificăm lucrurile, Maia, așteptat azi o delegație din partea Lugojului să vadă faimoasa noastră de Dina Soba. Maia este una dintre dansatoarele noastre de vază. Ea conduce grupul copiilor mai micuți. De câți ani dansezi, Maia? Din clasă pregătitoare. Și acum ești în clasa? A 8-a. Ce înseamnă efectiv 9 ani de zile? Da. Spune-ne ce țări ai mai văzut, pe unde ai fost? Serbia, Bulgaria. Cam în partea asta cu grupurile pe care tu le-ai susținut. Cum este, cum am întrebat și colegii tăi, cum este viața de clasa 8-a, sincer? Destul de greu. Da, cu ce te ocupi? Ce îți ocupă timpul acum în această perioadă? Să învăț, să merg la școală. Faci orele de pregătire, de susținere, nu? Da. La ce? La matematică și la română. Ai și puțină frică de ceea ce vine? Un pic. Unde dorești să continui și... La matematică informatică. Unde, în ce zonă? La modul. Ca viitor, unde te vezi în viitor? Nu știu sigur. Deci încă nu ai ideile pentru viitor. Ne întoarcem pe partea de obiceiuri și tradiții. Am spus că tu ești conducătoarea grupului mic. Spune-ne ce dansuri faci cu ei. Păi avem și populare și moderne. Și le faci și dansuri românești și sărbești sau numai sărbești? Și sărbești și românești. Așa, care este sărbătoarea ta principală, care te încântă cel mai mult, mai ales când avem noi și dansuri și tot? Ce-ți place? Rugă, nedeie, Crăciunul, Revelionul, unde te desfășori cel mai bine? Păi, mie îmi place cel mai mult când avem Fășancul. Deci Fășancul, care chiar urmează săptămâna viitoare aici să-l ținem la Radimna. Foarte bine. Și cam în ce te costumezi la Fășanc? Păi nu știu încă. Încă sunt în dubii. Da. În timpul tău liber, în afară de dansuri, cum ți-l mai petreci? Pe afară, cu copiii, cu prietenii. Unde stai mai mult? Tu ești de la Divici. Sunt copii la Divici? Sunt. Nu mulți, dar... Da, sunt destui. Pe alese, nu? Da. Așa. Vara, pe la Dunăre? Pe la Dunăre, pe la mare. Când mergi cu părinții la mare sau cu ansamblu? Cu ansamblu, unde e mai dulce. Așa, ai tu vreun mesaj de transmis celor pe partea de asta cu clasa 8-a? Să nu le fie frică să învețe sau ce? La ce te gândești? Sau distracție? Să se țină de învățat și... În restul se descurcă. Da. Și pe partea de folclor? Este chiar așa de benefic dansul? Da. Te simți bine, nu? Da. Și... Eu când dansez, mă simt foarte bine. Bun, mulțumim mult, Maio, dorim numai bine.